În proporție de 99%, fiecare dintre OAT-urile din România au beneficiat de cel puțin un proiect. Aici suntem la Tihă Bârgăului, tronsonul 1 din DJ-172D, poarta Transilvaniei, de aproximativ 5 km. Au început lucrările în urmă cu o lună de zile, adică lotul 2, pe unde coborâm pe baraj la Bistrița Bârgăului. Domnul președinte, domn primar, am văzut că ați început la jumătatea lui martie. Constructorul e? Da, ca acum îți spun din experiența mea de fost președinte de Consiliul Județean, să știi că o să vin la vară. Să știu dacă ce te-ai angajat... Vă așteptăm de acum la recepție. Ce te-ai angajat, vă și țineți de cuvânt. Domn primar, să știți că PNDL-ul ăsta, și eu sper că ați depus și pe PNDL 2, foarte mult. De bine, să știți că sunt peste 12.000 de proiecte depuse în toată țara, dincolo de ce vedeți la televizor. Vă rog frumos să credeți și asta știți fiecare primar, că e un program național care a avut succes. Tocmai fiindcă a avut succes faza 1, de aici și dorința primarilor de a depune pentru PNDL 2. De ce? Pentru că prin acest program s-a redus foarte mult decalajul dintre sat și oraș, s-a investit în drumuri, în apă, în canal, în tot ceea ce înseamnă școli. Noi vom continua și facem lucrul ăsta. Suntem în faza de evaluare de proiecte și îmi doresc să putem finanța cât mai multe și îmi doresc la vară să vin dacă v-ați angajat. Deși scrie 18 luni, eu nu vreau să fac presiuni, dar din ce a zis domnul președinte, puteți să le faceți mai repede, să vin să văd lucrările finalizate.